Salutare lume, eu sunt Zenart și bine ați venit la tutorialul 2 din Photoshop CS5, în care vom vorbi despre brush-uri și pentul. O să încep prima dată cu brush-ul. Ce îi practic un brush? Păi, niște forme care le puteți aplica pe o imagine. Stați să vă dau un exemplu. New presetul pe care l-am salvat tutorialul trecut și ce avem noi aici? Avem o boxă cu brush-urile, toate care le avem instalate până acum. Cele basic din Photoshop până la ăsta, adică ăsta și până la ăsta. Sunt unele cu linii drepte, să zic așa, adică drept, și sunt altele mai nu știu cum îi zice la ea, mă rog, e ca un fel de ceață pe acolo pe lângă. Nu mai știu cum îi zice. Mă rog, ați înțeles, ok, ce-s brush-urile. Deci sunt niște forme de genul care le poți aplica pe un text. Ca steaua asta, de exemplu, sau ceea. Uitați, vedeți? Și ele pot fi downloadate de pe internet. Bă, iar am 666 la... Ele pot fi downloadate de pe internet, folosite pentru tot felul de proiecte, niște chestii de genul colțul paginii sau, mă rog, știți voi. V-ați prins. Eu le am câteva de mai multe ori. De ce? Nu mă întrebați. Ok. Cum puteți să vă băgați și voi brush-urile aici? Păi, pur și simplu, dacă downloadați un preset de brush-uri, dați dublu click pe el și, din câte știu, vi-l adaugă direct aici. Sau puteți să dați pe săgeata asta. New brush preset. Nu. Stai. Așa. Load brushes. Asta e. Și aici e un fișier .abr. Dați load și gata. Ok. Sau să vă arăt cum puteți face voi propriile voastre brush-uri. Hai să facem un fișier nou, o pagină nouă. Unde să scriem ceva. Ceva facem. 2500 pe 2500. Asta e rezoluția maximă pentru brush-uri. Adică mai mult de atât nu poate să fie mai mare imaginea. Pentru că, nu știu, nu merge. Așa. Dăm OK. Și aici facem ceva de genul... Nu știu, stai să vedem. Un brush de genul ăsta, ia. Opa, stați, așa. Ok. Stai să bag bara asta la loc. Bun. Și am făcut un poligon din ăsta. Ce-i el? Stai. Hai, mă. Poligon, ok? Deci poligon am nimerit. Așa, îl punem aici. Că am vrut odată într-un proiect să fac treaba asta și n-am reușit-o. Dar sper că o reușesc acum. Deci, neapărat, trebuie să fie negru ceea ce vreți să fie în brush. Deci trebuie să fie negru. Că și ceea ce e alb va fi tot timpul transparent. De exemplu, vă puteți face propriile voastre brush-uri de genul... Stați că vă arăt imediat. Stai să vă dau niște pete ceva pe aici. Sau, nu știu, niște... Da, uite, de exemplu, asta. Vedeți cum e făcută? Vă puteți face și... Opa, nu grup. Dăm delete la grup. Facem un layer nou. Așa,
facem așa. Și pata asta putea fi făcută pe o foaie A4 sau, mă rog, mai mare. Și cu cerneală sau ceva. După care scanată, adusă pe calculator, pusă în forma asta și puteți să vă faceți propriile brașuri. Numai că, v-am zis, trebuie să fie negru ce vreți să devină braș și pe lângă cei albi e transparență, adică ar arăta ceva în genul acolo în braș preset-ul ăla. Ok, hai să facem poligonul nostru. Îl băgăm așa. Dacă vreți să faceți un braș de genul, trebuie să aveți grijă să nu fie obiect vectorial, pentru că, uitați, nu o să putem să facem brașul. Define brush preset nu merge pentru că e obiect vectorial, trebuie să îi dăm rasterize layer, îi dăm rasterize, acum e un layer normal, edit, unde era, mă? Define brush preset, ok, fie numele ceva și acum îl putem folosi ca brush normal. El se va pune ultimul de la coadă. Apropo, când vreți să selectați un brush, trebuie să fiți aici. V-am învățat episodul trecut. Deci putem schimba size-ul, opacitatea, flow-ul. Ok. Ce mai e de vorbit la brush-uri ar fi brush ceva, stați. Brush preset. Nu. Brush, mă rog, brush. Știam ceva, brush. Brush, ok. Brush-ul e mai mare ca cașul. Brush tip shape. Aici avem size-ul. Alte căcaturi de genul. Noi de aici putem modifica... nu știu cum să se aplice brush-ul. Sunt ca niște efecte, o să vedeți în minutele următoare. Vedeți, am bifat Shape Dynamics și s-au schimbat aici formele brașului. Fără rost. Aici, mă rog, la un braș de genul nu prea am ce umbla. Umblăm și pe aici. Wow, ce de sunt. O să murim. Băgăm ceva de genul nu dual brush texture, nu, rămânem la asta. Ok, noi modificăm pe aici. Puteți să o jucați și voi să vedeți cum arată și da, mai multe chestii de genul. Putem să ne jucăm și cu opacitatea de aici, flow, putem color dynamics, foreground și background, adică culorile astea două. Ce culori sunt aici vor fi și acolo când punem, de exemplu, un roșu închis și asta un roșu mai deschis. Și hai să vedem ce iese aici. Punem ceva de genul. Uitați. Să-l facem un pic mai mic. Apropo, dacă vreți să faceți brașul mai mare, mai mic sau așa, puteți să dați din size de aici. Sau să apăsați pe săgețile drepte. Săgeți, nu săgeți. Parantezele de drepte de pe tastatură. Uitați. Am făcut mai mic, mai mare și alte chestii de gen. Nu. Tați, punem așa. Facem mai mare. De ce nu se face? Uite. Așa. Mai mare puțin. Și a ieșit ceva ciudat. Uite așa, cu de astea mici. Deci brașul, cașul,
brașul se aplică în nerepetate rânduri, bla bla bla. Adică ții click și el îți spune mai multe, ok? A ieșit ceva ciudat. Zici că a desenat un copil de 2 ani, ceva. Mă rog, poate și eu pot ieși niște chestii interesante, chiar și asta devine interesantă dacă am mai mări sau micșora brașul. Deci, așa, mă rog, poate ieși un, o chestie de genul sau putem de aici să depifăm toate chestiile și să vă arăt cam cum s-ar aplica brașul normal. Să-l facem mai mare și pur și simplu apăsăm un click și brașul a fost creat cu culoarea care e prima aici. Da, deci aici dacă țin click-ul apăsat nu mai se face peste tot, ci mai puțin colorat sau cu altă culoare. Da? Cum a ieșit aici. Ok. Deci cam asta ar fi de vorbit la brush. Cu el mai puteți să faceți niște desene dacă dețineți o tabletă grafică. Puteți să downloadați un brush de creion și să desenați sau puteți să le folosiți cele standard din Photoshop și să lucrați. Pur și simplu începeți desenați cu ele sau am făcut un monstru. Sau puteți să folosiți și stai, nu mai știu cum îi zice, pentul-ul și să faceți exact cum fac eu, opa, nu așa, setat pe a doua chestie, nu pe forme vectoriale, ci pe path. Ok? Trasăm niște anchor point-uri pe fotografie și fotografie pe proiect și trebuie să dăm click pe un layer, ok, care nu-i formă vectorială. Opa. Așa, dăm click pe el, dăm stroke path și aici o să se creeze o linie ca și când ar fi desenată cu creionul. Așa arată mult, mult mai bine. Dacă aveți ceva de gând, puteți să încercați și așa. Uitați cum îl fac. Fac o cioră. Putem modifica cum ați văzut în tutorialul trecut cu unealta asta. Puteți să modificați sau pur și simplu apăsați pe Alt sau pe Control când sunteți în pentul și o să vă apară direct unealta aia. Dați un ochi și acum scriu aici rapid cu culoarea asta și am făcut un cioră. Ok, o să șterg astea, să rămân cu background-ul și hai să vorbim cu despre pentul acum. Pentul are două modalități de a-l folosi, sau mă rog, da, două sau trei. Pana mea. Puteți să folosiți pentul în stilul ăsta, adică pur și simplu desenați un path, punctele vi se vor pune automat. Mă rog, nu știu de ce aș vrea să fac chestia asta, n-am încercat niciodată. Sau puteți în modul clasic să trasați voi niște linii, să construiți multe alte chestii. Ok, din nou telefonul mă omoară. Opa, m-am apucat de desenat timp ce vorbeam la telefon. Opa, mă rog, las așa. Ok, unde am rămas? Habar n-am. Da, poți să faci niște desene
ca un fel de creion. Tot ce veți crea va apărea în boxa de path de aici, de lângă layer și channels. Te zici că am făcut o foaie. Oh, ce șmecher e. Și aici putem simula un scris. Da, deci toate path-urile vor apărea aici. Dacă dau un delete, s-au șters, dar în schimb rămâne ce am creat. Sau putem desena niște chestii. De fiecare dată când vrem să facem așa ceva, trebuie să închidem neapărat path-ul. Putem da click dreapta, fill path, și automat o să se umple ce am desenat noi, o să se umple cu culoarea asta care o avem prima acolo, vedeți? Automat s-a umplut și sunt un idiot pentru că fac totul pe background și de obicei trebuie să lucri ordonat pe layere, nu să te prostești în halul ăsta. Ok. Mă rog, e un tutorial. Am să vă arăt încă ceva de la Brush. Uite de aici. Puteți crea direct forme vectoriale prin simplu modul de a desena. De ce nu se vede? Ok, hai să vedem acum. Uitați. Da, deci desenez și automat se umple cu culoare și se formează direct formă vectorială. Da, deci ce avem aici? E o formă vectorială care, opa, care s-a încăpățânat și nu mai vrea să mă ajute. Așa. Și am închis chestia asta și acum vedeți, e formă vectorială, pot să fac cât de mică sau cât de mare aș vrea pentru că ea nu are pixelii definiți. Uitați. Se vede așa din cauza că e path-ul aici, dar o să-l șterg. Vedeți? Opa, l-am șters de tot. Vedeți? Se vede doar puțin, dar la dimensiunea ei normală, la actual pixel, e foarte, foarte bine. Ok, chiar și așa se vede încă destul de bine. Da. Bun, am să șterg asta. Și am să vă arăt cam cum funcționează desenatul ăsta, ok? Păi, pur și simplu, pui click undeva, de unde vrei să pornești, după aia pui click-ul altundeva, apeși click și dacă vrei să te facă o curbă, pur și simplu tragi într-o parte sau în cealaltă sau în sus, în orice parte se va face o curbă și dacă vreți să faceți o linie dreaptă, vedeți, dacă încerc acum să trag o linie dreaptă, automat aici se va face o curbă din cauza anchor point-ului ăsta care continuă aici. Mă rog, o să vă învăț cum acum. Ok, trebuie să țineți alt apăsat. Trebuie să țineți altul apăsat și să dați click aici în mijloc. Și, după aceea o să puteți trage o linie dreaptă, vedeți? Automat am putut trage o linie dreaptă. Cum am putem face din nou curbă. Mai facem o curbă. Mai trasăm o linie dreaptă. Mai facem o curbă. Și linia dreaptă, stați, mă rog, aici nu se vede, dar pot să trag linia dreaptă și așa. Ja, și cam atât. Da, frumos. O barcă, ce e asta? O cizmă. Hai, mă, facem cizmă. Gata. Ok, hai să ștergem astea și aș vrea să deschid o imagine, să vă arăt cum puteți să decupați cu această unealtă. Am aici desktop, Alex,
graphics pack și o să luăm de aici o chestie ceva, sau să luăm asta, nu, hai să mai vedem ce mai avem pe aici, ceva mai interesant și nu știu, să-l punem într-un alt peisaj. Hai să luăm statuia libertății. Ok. Pur și simplu zoom in, am apăsat pe Z și pot să dau zoom, sau dacă țineți Z și apoi apăsați pe Alt, puteți să dați zoom out. V-am zis asta și în Basic, dar mă rog, e bine să le repet, poate nu v-ați uitat chiar la tot. Bun, selectăm pentul-ul, ne ducem pe Path și acum putem începe să trasăm. Așa putem pune chiar multe anchor point-uri una lângă alta, sau am putea să punem una aici și tragem, facem o curbă, după care linie dreaptă aici, vine linie dreaptă, hopa, linie dreaptă, linie dreaptă, linie dreaptă, linie dreaptă, ca să mă deplasez pe imagine, țin space-ul apăsat și click. Ok. Ca să vă duceți înapoi cu pașii, Ctrl-Z sau Ctrl-Alt-Z. Cu Ctrl-Z vă duceți doar un pas înapoi, atâta. Și cu Ctrl-Alt-Z vă puteți duce mai mult. Ok. Vă rog să vă uitați și la tutorialul de Basic, pentru că acolo sunt chestiile importante pe care le-am spus și nu mai vreau să le repet, ok? Dar ca să nu vă plictisiți, trebuie să vorbesc ceva până fac aici. Bine, poate nu o să decupez perfect, dar prefer să învățați voi decât să trag eu aici un decupaj, mă, ăsta era cuvântul. Ia, mie mi se pare mai ușoară treaba cu mai multe anchor point-uri. E mult mai rapidă. Mă rog, unde e linie dreaptă, clar, nu o să trag la fel. Și pur și simplu așa se decupează orice puteți decupa. De la cai până la maimuțe, de la lună până la soare, voi puteți să decupați cu un super program o super imagine. Dacă ați făcut o fotografie și vreți să, cu voi și vreți să vă puneți în alt background, ce înseamnă background? Locul din spate sau ceva în spate. Dacă vreți să vă puneți un background în spate, puteți să vă decupați fain frumos și să vă puneți în altă imagine, exact cum o să fac și eu acum. Nu, am făcut bine aici. Așa. Ok. Așa. Așa. Ok. Să decupăm pe tanti cu flacăra în mână. Ok, probabil am să revin când am terminat-o de decupat, pentru că e cam plictisitor și na. Ok, cam asta e decupajul, acum o să-l fac. După ce am decupat ce am vrut și am închis acolo jos de unde am început, am închis path-ul,
putem, trebuie să dăm click dreapta, make selection, facem selecția, după care dacă layerul nu e rasterizat, adică are chestia asta aici în colț, nu știu, fotografia aia, dăm rasterize layers, după care dispare și atunci putem copia decupajul sau putem să-l decupăm oricum, numai trebuie să avem selectat o unealtă de selecție, ok? Și atunci dăm layer via copy și se copiază automat aici. Am avut o greșeală care o să repar acum cu clone stamp tool. Opa! Dita mai brașul. Așa. Și aici. Ok, și aici am un om ciudat care o să-l decupez acum. Adică o să-l șterg. Ok. Aici vine ceva de genul. Nu, uite de aici. Așa. Ceva de genul ar veni. Și cam atât. Ei bine. Ok, avem aici statuia libertății. Și vrem să o punem în alte imagini, ok? Hai să mai luăm una din fișierul nostru plin cu imagini geniale. Ok, unde să luăm noi să punem statuia asta? Păi... Nu știu, frate, undeva unde îmi place mie. Unde îmi place mie, mă? La plajă. Nu. Trebuie o fotografie mai distanțată. Uite, asta e bună. Cred. Ok. Ceva în genul. Mai mic, puțin. Și avem aici statuia libertății, care mai adăugăm puțin niște efecte. Adică dăm pe brush, luăm un brush de iarbă, cum ar veni, adică pare doar că e iarbă, dar nu-i. Și dăm aici, opa, trebuia să dăm pe guma de șters, eraser tool. Pe eraser am vrut să dau. Luăm un brush de iarbă, opa, intrăm înapoi. Și aici am începe și am dat așa, dar se vede ca pula. No, uite așa, poate e mai bine. Da, chiar e mai bine. Ok. Arată mult mai bine așa. Ar părea că e puțin în iarbă, nu că... E pus așa... Frumos, poate puțină corecție de lumină ar fi bună, de culoare, mă. Da. Stați că se bag asta în cadru, mă. Nu arată foarte bine, dar... Facem acum ceva. Dăm aici la Image Adjustments și dăm Vibrance. Și nu se întâmplă nimic. Ba da, uite. Se vede foarte puțin schimbare aici. Ai saturații de culoare și... chestii. Vedeți, saturația la 0 e non-color. Nu, mai bine nu facem așa. Stai că am o idee super frumoasă. Dăm pe layer,
New Fill Layer Gradient și creăm un gradient și ia să vedem ce culori să facem noi. Păi punem un verde, nu, nu, ba, merge un verde? No. Un albastru deschis și o culoare non-transparentă, ia stai așa. Punem jos un verde și sus punem un albastru, ia, hai să vedem ce iese. Și acum ne ducem aici la chiar sub layers. Avem o chestie unde scrie normal. Putem să selectăm de aici. Aici sunt niște efecte. Eu o să dau click pe normal și o să dau pe săgeată în jos ca să văd cum arată. O să se suprapună cum ar veni culoarea cu culoarea cu imaginile de dedesubt. Și am genul, mă rog, vedeți și voi în imagine. Ar fi arătat bine să fie un loc întunecat, deci mai bine băgam, stați așa că știu, blending option, stai, nu, nu, aici era, radial, scale-ul punem la maxim și am genul și aici să fie un negru și nu tot negru. Un negru mai închis, un gri, un gri, doamne, un verde. Ok, și ok, ok, și ok. Hai să vedem acum, deși verdele ăsta îmi dă de suferit. A, hopa, aici arată destul de bine. Eu zic că arată bine, doar că e cam puternic și atunci hai să scădem din opacitate. Dăm mai puțin. Mă rog, nu se pot potrivi chiar toate imaginele una cu cealaltă. De exemplu, aici nu are niciun fel de sens statuia libertății cu un câmp, ok? Unde ar trebui să fie marihuana și alte de astea. O punem acum și pe marihuana ca să nu dăm de... Opa! Ei, marihuana, băi! No, așa. Și atunci avem marihuana pe un câmp cu statuia libertății. Nu, bun. Așa sau am fi putut să umblăm puțin pe la... Să rasterizăm prima dată layer-ul. Am fi putut să umblăm puțin pe la... curves. Să-l facem mai întunecat. Iar am uitat să-l bag aici. Să se vadă cam tot ce e în curves. Și... Nu, nu, nu. Lăsăm la 5.4. Să facem și pe ea tot curves. Hai să vedem. Un preview. Nu arată ca pula. Mă rog, v-ați prins cum stă treaba cu cu decupatul și chestiile astea. Nu știu, sper că v-am ajutat, cam asta a fost tutorialul. O să revin și mâine cu altul, vă rog să fiți pe channel, să fiți atenți dacă vreți să vă uitați, pentru că încerc să dezvolt mai mult comunitatea, adică încerc să vă ajut în Photoshop, pentru că multă lume nu știe și chiar caută, deși sunt mii de tutoriale. Am făcut chestia asta pentru că na, foarte mulți dintre voi au vrut background și m-am gândit, bă, stai, de ce să le fac eu când pot să-și facă ei, știi? Și atunci
Dacă vrei, poți să te uiți la tutorial și să-ți faci tu unul cum îți place ție, să-ți cauți resurse pe internet și alte chestii de genul, ok? Păi, cam asta a fost. Să ne vedem cu bine la următorul tutorial în Photoshop sau la următorul SpeedArt. Depinde ce am timp să fac. Ok, ciao!